Bună dimineața tuturor, trecem de la Radiopoli, unde îi premiem pe oameni, la rate. Românii au luat mai multe credite pentru case, mașini sau afaceri, suma uriașă oferită de bănci în doar 8 luni, așa zice un titlu, hai să vedem unde e suma. 110 miliarde de lei, o creștere de aproape 30% față de aceeași perioadă a anului în 2023. Specialiștii spun că multe dintre noile credite au fost folosite și pentru rambursarea altora mai vechi. Și, probabil da, cele din pandemie, când multă lume cumva a rămas datoare. Nu, doar la și uite și ai mei până au scăpat de credite, cred, nici nu știu exact dacă mai au acum sau nu, dar tot la fel, era o chestie cu refinanțare și tot îți lua ca să poți să plătești, așa au fost românii. Eu nu-i judec pe nimeni, pentru că sunt multe neajunsuri în țara asta, absolut, sunt mulți oameni care nu pot să facă nimic fără credit, deși sunt foarte multe povești pe internet, știi cum e, nu lua credite de la bănci, nu lua credite, dar... Dar mi se pare totodată nu poți să faci, adică ți-și ajută exact aceste credite. Hai să fim sinceri. Nu prea poți să-ți mai iei acum nimica cu bani. Cât să strângi, mă? Cât exact să strângi? Strângi sau... 50 de ani și la urmă ce mai ajungi, ce mai ajungi să-ți iei? Da, da, faci 4 joburi pe zi, dar trăiești doar 25 de ani. Că, na, nu, da, exact. Muncești 10 ani și pa, apoi că trebuie să dea pe medicamente. Restul anilor s-au dus, exact. E greu, eu nu judec pe nimeni, după părerea mea, deși e o părere mai pesimistă, așa, sunt foarte mulți oameni amărâți în țara asta care, na, mă consider printre norocoși că pot să muncesc și pot să am și 3-4 joburi, nu? Da, uite, mai le prezint avem, evenimente, la fel, tu serialele, mai prezintă... De ce nu prezinti tu evenimente? Ai putea? Ai putea? Da, aș putea. Mai pun muzică, adică îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar mă uit în schimb în stânga și în dreapta și văd și, na, eu încerc să... E greu, da, da, da. Dar uite că și noi avem rate, adică acum noi... Acum eu am început să am două rate. Am la prima casă și acum o să am la mașină, începând de, cred că, săptămâna viitoare sau ceva de genul. Ura, ura, ți-i mașina. Și mă sperie treaba asta. Mă sperie că o să am două rate. Una e la casă, dar una e să mai ieși la mașină. 0734 3630. La ce aveți rate? Și cum vă descurcați cu ele? Și cum vă descurcați, exact. Pentru că la un moment dat te afunzi. Ia uite. Bine, asta dacă ți-ai mai multe rate fără să calculezi cât poți să duci. Eu sunt în proces de achiziție și o bancă mi-a cerut 85% avans. Oh! Mamă! Uite, ce avans e ăsta? Păi până strângi avansul... Avans, 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 avans! Un credit ca să dai avansul la credit. Cum ar veni? Adică tu mai iei doar 15%, nu? De la bancă, da, sau cum? Da. E cam... Pentru un credit de 135.000 de euro. Wow! Neața, leasing la mașină, 985 de lei pe lună. Decent. Decent, nu? E depinde, bine, da, depinde ce salariu, ce salariu ai. Că dacă ai un salariu de, nu știu, 7.000, 8.000 de lei... Stai puțin, noi avem 3 rate, 3.000 la casă, 1.500 rata la apartament. Ai și casă și apartament. E, atunci, Ana, e greu. Păi scuze-ne pe noi. Și 2.500 rata la grădiniță? Sau... Nu, asta e taxa lunară, taxa, nu? Taxa lunară. E, mă rog, păi, da, tot o rată e cum ar veni. Mamă, rata pentru creșterea copilului, rata. Dacă n-avem copii, mă rup pe treaba asta cu 2500 de lei la grădiniță. Wow. Vai, fiina mea când era însărcinată îmi spunea că s-a trezit într-o noapte, fiind însărcinată încă, panicată, cu gândul la ce grădiniță o să dea copilul și cât o să coste pe an grădinița respectivă. Adică asta cu taxa la grădiniță și la școli e un alt subiect destul de dureros pentru părinți. Neața, am două apartamente luate cu credit ipotecar, ambele fiind închiriate. Da, smart guy, business. Smart guy, învață-ne și pe noi, te rog. Te rog frumos, învață-ne și pe noi, că am înțeles că așa se face treaba. Neața, 3.000 rată la casă, 2.000 rata pentru un împrumut la o cunoștință, 1.700 rata la un apartament închiriat. Bă, și tu ai două apartamente. Cum fac, mă, și treaba asta, că mereu... Îți iei un apartament în rate și îl dai în chirie, îți achiziți ratele din chirie. Păi și tu cu ce mai rămâi? Unde e afacerea? Uite, un om care muncește foarte mult. Eu am 3 rate, prima casă, ipotecar și mașină, în total vreo 2.000 de euro. Dar am și 3 joburi. Bine. Mamă. Credit mă sperie pentru... și treaba asta, mă, cu joburile. Să ai prea multe joburi, să faci prea multe, la un moment dat îți scade calitatea vieții, adică exact, oboseala. Și tot cheful de viață. Până la urmă, pe bune, adică... Tocmai de asta, vineri seară, vă invit la FMI, I'm Disco, mâine seară la Grande Beleța, acolo o să fie un party disco. Vă aștept, este primul dintr-o serie. Uite, un răspuns foarte tare. Am rate la viață, mi-am cam bătut joc de ea, am risipit banii pe nimicuri. Stelian, am două rate, stau în Spania, 597 de euro pe lună.
Mamă, știu oameni care au telefonul la, glumesc. Au la telefon 500 de euro pe lună. Mamă, dar ce telefon? 200 am auzit. Da, ce telefon e în primul rând? Cred că sau mai e multe, cred că pe firmă e... din asta și mai multe, că n-ai cum să... Da, cred că vorbim de nu dau nume, abonamentul frate. Lunar. Păi nu da, abonamentul, da, dacă ții și un telefon și abonamentul, poți să ajungi la niște asta. Dacă ții trei telefoane noi și abonamentul e de 50 de euro, mai pui 50 pentru... Pa, pa, pam. Da, pa, pa, și s-a dus. Bună dimineața! Salariu de 7.000 de lei, donație de 5.000 de lei la asociații de binefacere. Ok... Neața, adică... nu zice... Nu zice nimeni că dacă te împrumuți este rău. Vorba lui Robert Kiyosaki, pune banii să muncească pentru tine, nu tu pentru ei. Bă, dar ce dezamăgire am avut cu Robert Kiyosaki. Iertați-mă, dar omul ăsta a făcut bani din cărți și mie în clasa 7-a, am mai povestit asta la radio. În clasa 7-a, când mi s-a prezentat cartea lui Tată Bogat, Tată Sărac, eu am întrebat, zic, da, omul ăsta din ce a făcut bani? Și am intrat pe internet să-l caut pe Robert Kiyosaki și el a făcut bani numai din poveștile astea. Nu zic că e ceva rău, dar el nu a fost vreo mare antreprenor sau ceva. Și, na, mi se pare și destul de aroganțel așa. Da, asta e ca și cum mai scrie un eseu, știi când te punea la școală să scrii un eseu și nu mai, nu știu dacă ți s-a întâmplat, nu mai știai ce să mai scrii și zici, eu am pus și eu niște apșoară acolo. Apșoară? Apșoară. Ce mă apșoară? Apă, adică am turnat eu ce am, a venit, știi? Am pus niște apșoară acolo. Așa se zice, hai să mai turnăm niște apșoară. Hai să mai turnăm niște muzică. Top Boy și Cricket, hai. Closer, bună dimineața!